Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Nu ne-am mai auzit de mult și am decis să facem un filmuleț, deci nu prea am avut timp în perioada asta. Acesta este murul pe care îl creșteam bio, dar din păcate nu am mai avut timp de el și sunt cam viermănoase merele. Trebuia un pic rărit și stropit cu un insecticid făcut de mine bio, dar măcar câteva mere de mâncare avem. Și săptămâna trecută, astăzi este 24 iulie, săptămâna trecută am tăiat gardul pe spalieri, pomii pe spalieri și văd că se prezintă bine. Aici avem morul Red Love, care ținând cont că este la mine de 2 ani și el avea un an când l-am luat, e destul de productiv. Sunt acele mere roșii înăuntru, cu miez roșu, care sunt un bun antioxidant. Văd că au început și acestea să se cam viermâneze. Nu prea le-am îngrijit anul ăsta, dar la anul o să fiu mai prevăzător. Sunt niște mere mai acrișoare, dulce acrișoare și crocante. Au gustul aproape ca Granny Smith. Sunt mai multe tipuri de mere cu pulpă roșie. Acestea sunt Red Love. Sincer, nu mai știu de unde l-am cumpărat. Cred că de la grădina moșului, dacă nu mă înșel. Nu mai știu. Când ajung la maturitate, în interior sunt roșii. Mie îmi plac că sunt acrișoare. Mie îmi plac merele mai crocante și acrișoare. Eu vreau să-l formez. Ultimul etaj să fie undeva la aproape 2 metri, dacă nu 2 metri, și câteva cordoane pe la care încă mai lucrez. Mare grijă când formați acești pomișori, trebuie să crengile, când sunt foarte tinere, legate în stil cordon, și la tăieri, cum am procedat eu și văd ca două roade, toți lăstarii lungi, tăiați undeva la primul sau al doilea cluster de frunze și cu speranța ca anul viitor sau peste 2 ani, uitați cum este acesta, să dea mugure de rod, acesta anul viitor o să producă. Sau uitați aici deja, s-au format muguri de rod și a fost o variantă destul de bună. Spre exemplu, cum e acesta lăstarul, bine, acesta este lăstar de producție, va produce anul viitor. Și aici avem de rod, ăsta sunt de rod. Cum este acesta, inițial a fost tăiat și i-a dat lăstar de rod, mugure de rod. După ce vor trece 3-4 ani, o să scot acești par de susținere și sârma. Și îi voi lăsa pe ei liber când vor face crengile atât de groase încât să se autosusțină. Momentan, sârmele sunt doar pentru dirijare. La fel și perii sunt tăiați, toți lăstarii care ajung undeva la 10-15 cm, tai la primul sau al doilea cluster de frunze și după cum se vede se formează și rodul. Acesta a fost cam bolnăvicios, dar se pare că a produs un pic și el.
imediat cum crește trebuie legată crenguța pentru a se învăța cu noua poziție. Și acesta va deveni un gard natural. De pom fructiferi, care va putea fi și cules cu ușurință de copii și de adulți, având rodul foarte aproape de sol. Ia uitați! El nu a produs atât de bine anul acesta, pentru că în primăvară a fost cam frig și s-au dus florile. Dar cât de cât n-am avut producție pe el. Măcar să vedem cum e soiul. Și întindem mâna, luăm rodul fără să ne urcăm pe scară, fără să, maxim la 1,80 m, să ia rodul de aici. Acum puteți să-l faceți și mai înalt, eu știu, dacă vreți peste 2 metri, dar este dificil de gestionat. Aici avem un măr care s-a dezvoltat mai repede. O să trebuiască să mai umplu la sârmă. Și la fel, lăstarii tăiați mereu pe aceste crenguțe, în speranța că se formează mugurii de rod. Cu siguranță se vor forma, dar trebuie să aveți răbdare. Din păcate nu am mai aplicat niciun fungicid bio, nu am mai aplicat nimic pentru că nu am avut nici timp. Pomii pe spalier au nevoie de o mentenanță mai deosebită și întotdeauna trebuie să tăiați și vara și toamna în verde și în uscat. Dar după câțiva ani o să aveți un gard natural fructifer. Perii și merii se pretează cel mai bine pentru acest stil de formare pe cordon. Sunt mai productive crengile care sunt în lateral, pentru că seva nu se mai chinuie să urce cum sunt la pomii tradiționali. Pentru o gospodărie mică, cred că e cel mai bun stil de formare al copăceilor. Acum fiecare cum decide. Acesta este un măr Starkinson care produce și în primul an un merișor. Dar s-a dezvoltat bine. Și trebuie avut grijă doar să legați crenguțele, lăstarii noi care vreți să-i dirijați și la tăieri, uitați cum am procedat aici. Anul viitor, de aici, din mugurașul ăștia, o să mai dea 2 lăstari, iar o să tai de un pic mai jos. Și sperăm că se va forma și rodul. Are deja aici un muguraș de rod. Aici am mai avut 2 peri, nașii, dar din păcate unul s-a uscat. Dar până în portal 2 se pare că i-a mai dat 2 lăstari și o să mergem pe ei. Acesta a și făcut primul an. I-am pus în primăvară și acum, după cum se vede, pe perile nașii o să le gustăm și să vedem ce gust au. Hosui și nasi sunt native din Japonia. Sunt niște pere crocante și foarte dulci și foarte zemoase.
Aici sunt asinii siberieni. Și aici avem dafinul aclimatizat. Care are o grămadă de puișuri. Ce mireasmă. Face sărmăluțele direct cu dafin din pădure. Ce faci? Ce faci? Aronia melanocarpa. Va produce anul ăsta destul de abundant. Feniculul a supraviețuit iernii. Se pare că devine perenn și la noi. S-a aclimatizat. Și bineînțeles murele, care chiar și cu atâtea ploi nu s-au stricat. Sunt bio. Am avut un pic de boală, dar se pare că și-au revenit. Le-am stropit cu furez de două ori, cred, până să înflorească și se pare că sunt ok. Trebuie să am grijă la lăstarii cei noi, pentru că sunt destul de predispuși la boli fungice. Și va trebui să-i stropesc un pic cu ceva substanțe antifungice bio. Mergem un pic și la smochin. Să-l vedem și pe el în ce stadiu este. Produsele bio sunt minunate, prieteni. Acesta este smochinul care a crescut extraordinar de mare. Va trebui să-l tăiem destul de drastic în toamnă sau în primăvară. O să văd ce metodă abordez. Este plin de smochine. Sperăm că nu vor mai fi așa multe ploi și se vor putea dezvolta. Sica Vasilica este soiul, l-ați mai văzut în videoclipurile mele. Este un soi extraordinar de zemos, dulce și sunt destul de mari smochinele când ajung la maturitate.
S-au făcut și afinuțele cât de cât. Totul este bio, chiar dacă este un pic de chin cu produsele bio, eu cred că merită, chiar dacă sunt mai puține și se fac mai greu, merită truda, pentru că oricum pe piață găsim numai produse stropite cu pesticide și împuibate de tot felul de chimicale, rar să găsim și ceva natural, aproape de sursă. Așa că, prieteni, încercați. Măcar încercați și bio. Mai puțin, dar mai bun. Decât mult și să ne îmbolnăvim. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine și nu uitați că se poate și bio. Și nu numai că se poate, chiar trebuie să trudim să fie bio, pentru că este vorba de sănătatea noastră în joc. Și decât în spital, mai bine, mai puțin și o calitate un pic mai mare decât ce găsim în supermarketuri.